Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Învățământul încă mai are multe de învățat, dacă putem spune acest lucru. De foarte mulți ani s-au produs, cei drept, multe schimbări în bine în ceea ce privește educația, învățământul, poate și partea aceasta de infrastructură și de bază didactică, pentru că este nevoie ca și dascălii să-și desfășoare activitatea într-un mediu cât mai potrivit, dar și elevii, bineînțeles. Se fac investiții în unele școli, în altele lucrurile merg puțin mai greoi, dar avem cumva încrederea că lucrurile se vor schimba și din acest punct de vedere și dacă avem această bază didactică, cred că ar trebui cel puțin să conteze foarte mult și actul didactic în sine. Pentru asta trebuie să avem dascăli bine pregătiți, dar și elevi frumos educați, să spunem. Vom discuta astăzi puțin despre ceea ce înseamnă și cât de important este ca unele generații să se întâlnească, să discute și să schimbe așa păreri, pentru că de cele mai multe ori când avem o anumită vârstă credem că noi le știm pe toate, noi le cunoaștem pe toate, mai puțin aplecăm urechea la ceea ce ne spun profesorii noștri, ori părinții, și atunci dacă unele informații vin din partea unor prieteni, să spunem, apropiați vârstei noastre, lucrurile parcă se mai schimbă și înțelegem puțin altfel anumite aspecte. Asta se întâmplă la Colegiul Național de Cebal, acolo unde cei care se află în conducerea acestei instituții școlare reușesc să creeze această punte între generații și cu siguranță elevii, actuali elevi, reușesc să vadă puțin altfel lucrurile și poate și să își îndrepte atenția mai mult spre anumite materii care îi vor putea ajuta cu siguranță să ia mai ușor o decizie asupra facultății pe care o vor urma, dar și asupra locului de muncă pe care îl vor avea în viitor. Astăzi alături de mine este domnul profesor Florin Ilieș, directorul Colegiului Național de Cebal Teva. Bună ziua, la mulți ani, pentru că nu ne-am văzut în acest an. Vă mulțumesc pentru invitație, la mulți ani, vă doresc. Este probabil destul de și de dificil, dar și de frumos să vedeți că generațiile își păstrează cumva un echilibru, deși suntem destul de diferiți când vine vorba de această diferență și uneori și de divergențele care apar între aceste generații, dar ați găsit cumva secretul, nu știu dacă o fi un secret neapărat, dar încercați să faceți puțin lucrurile altfel și să aduceți în fața actualilor elevi, fostele generații de absolvenți a Colegiului Național de Cebal și așa cumva îi puneți față în față. Da, este de datoria noastră să creăm aceste punți între generații. În felul acesta, cei care încă se află pe băncile Colegiului Național de Cebal au modele de viață, au în fața lor repere, sigur că da, au în fața lor absolvenți ai Colegiului Național de Cebal care au făcut sau au o carieră de succes. Și așa cum spunea și dumneavoastră, a devenit o tradiție pentru noi să aducem, să invităm absolvenții de Cebal, să spun așa, să se întâlnească cu actualii elevi. În luna decembrie am avut o întâlnire de felul acesta între absolventul nostru, Aron Liviu, de la Universitatea Harvard din Boston, din America, un cercetător de prestigiu, foarte pasionat, și a revenit în școală, este pentru a doua oară.
Având o întâlnire cu elevii, dar și cu profesorii actuali ai colegiului. De fapt, pe parcursul acestui an, începând din luna octombrie, Liviu a inițiat un proiect, chiar așa se și numește, Întâlnire între generații. Acest proiect presupune discuții în mediul online sau față în față, dacă este posibil, dar în mediul online, între actualii elevi și, așa cum spuneam, absolvenți de succes ai colegiului nostru. Au avut loc câteva întâlniri online cu Liviu Aron, cu Roxana Tirea, o absolventă de succes, să spun așa, de mare succes și care s-a realizat foarte bine și continuă să facă cinste școlii în care s-a format, este cadru universitar la Universitatea din Paris, o filologă de excepție. Iar acum împărtășesc din experiența și, pe care au sigur că da, au fost câteva elevi. Sigur că da, împărtășesc din traseul lor pe care l-a urmat după terminarea liceului și, și elevii noștri au posibilitatea să pună întrebări, au posibilitatea să își lămurească sau să găsească răspunsul la întrebările pe care firesc și le pun în clasa 11, în clasa 12, privind cariera profesională. Acest proiect va continua și vom avea și alte întâlniri. Am mai avut întâlniri de felul acesta și cu absolvenți din care locuiesc acum în Elveția. Este vorba despre chimistul de renume Reclaru, care lucrează în Elveția, este cercetător la un institut care se ocupă cu producerea materialelor medicale și, și el a avut câteva întâlniri cu absolvenții noștri. Vor urma și alte întâlniri și cred că în felul acesta sau aceste discuții vor fi mult mai productive și mult mai eficiente decât simple prezentări pe care noi le putem face în fața elevilor. Practic aveți absolvenți în întreaga lume, absolvenți care au reușit să-și găsească poate puțin mai ușor față de alții calea în viață și acum, așa cum spuneam, împărtășesc iată actualilor elevi din experiența lor, din greutățile poate pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului. Haideți să vedem și noi o mică parte din cum se desfășoară astfel de ore, e mult spus, astfel de întâlniri la colegiul Decebal, fie că vorbim de acele întâlniri clasice sau de acele întâlniri online, după care vom reveni și vom continua discuțiile. Online, da? Cum spuneam mai înainte într-o discuție, atunci când foștii absolvenți motiv de bucurie, de satisfacție profesională și chiar astăzi, în mijlocul nostru, a revenit unul dintre cei mai performanți absolvenți ai noștri, că acest proiect va continua. Pe lângă acest proiect,
Liviu, cred că astăzi ne va propune absolventul nostru Aron Liviu la literatură, istorie, filozofie, economie. Onoarea să îi fiu și diriginte în cadrul proiectului pe care Liviu și colaboratorii lui l-au generat, această întâlnire între generații cu foștii absolvenți. Ați avut ocazia să o ascultați pe filologa Sicoe Tiria. Am început un proiect în toamna acestui. Ne-am întâlnit anul trecut. Anul acesta avem niște idei destul de noi pe care le-am dezvoltat împreună cu domnul profesor Ilieș. Una dintre ele sunt aceste conversații online, care se numesc conversații între generații, și avem un proiect care se numește Rolink, despre care am să vorbesc puțin și 5.000 de studenți. Este destul de interesant, este un oraș mare, bun. Poza aceea din stânga este vechea clădire a facultății, aici sunt o echipă de absolvenți. Aici este un campus medical. Școala medicală are și o clădire care este The New Research Building, care este aici unde lucrez eu. Sunt foarte multe laboratoare, diferite domenii, fiziologie, neurobiologie, deci este un fel de gigant. Și de multe ori nu prea ne vedem unii cu alții pentru că suntem în diferite clădiri. Campusul este foarte mare, deci este o să vedeți când mergeți la facultate, unde de nici asta este un campus imens. Deci este mai greu de să ne uneori să ne... Harvard are foarte multe facultăți, cam 15. Este cea de arte și de științe, este Law School, Government, Design, deci sunt foarte multe, pe foarte multe domenii. Mă bucur să mă reîntorc la Colegiul Național de Ceva din Deva pentru al doilea an consecutiv, pentru de data aceasta a prezenta două proiecte de colaborare dintre Colegiul Național de Ceva din Deva, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani, cât și cluburile Lions și Universitatea Harvard din Boston. Este vorba de un proiect de mentorat pe care l-am numit Rolink, dintre elevii de liceu și cadre universitare din România și din străinătate. Acum câteva săptămâni am început un proiect online, un forum online care se numește Conversații dintre generații, în care purtăm discuții între elevii și liceenii colegiului din Deva și din Focșani și în care le oferim tinerilor liceeni o idee despre ceea ce așteaptă când pășesc pragul facultății sau a universității în viitor și sperăm ca aceste conversații să le dea o idee despre viitor, să le ofere un cadru și o perspectivă pentru cariera lor viitoare. Iată, sunt explicații așa mai amănunțite, să spunem, și din partea celor direct implicați în acest proiect, în acest program, la care, iată, după cum ați văzut și în imagini, participă destul de mulți elevi ai Colegiului Național de Cebal. Sunt destul de entuziaști, să înțeleg, când vine vorba despre aceste întâlniri pe care le organizați și vin cu mare drag, sau cel puțin asta pare, nu par a fi obligat să vin aici. Sigur. Sigur că da. Să știți că aceste întâlniri care au loc față în față sau care au loc online nu sunt pledoarii pentru a studia în străinătate. Sunt doar câteva modele și am apreciat foarte mult că absolvenții noștri au făcut aceste precizări și desigur li s-a sugerat că și s-au adus și argumente foarte solide pentru a studia în România și aici avem universități și specializări foarte performante. Dacă să nu uităm gândim, că vin alții din străinătate pentru a studia la foarte multe facultăți, universități Roxana din Tiria, România. Roxana Tiria a studiat filologie în România și apoi a obținut o bursă și și-a continuat studiile în Franța. Deci foarte mulți absolvenți de-ai noștri studiază aici,
Dar pleacă cam, din țară. Un dezavantaj până la urmă pentru noi ca națiune. Pentru că sunt tineri foarte buni, tineri care se specializează în domeniile pe care ei și le aleg, dar nu rămân în țară, pleacă. Nu este neapărat greșit acest lucru, pentru că acolo probabil își găsesc și înțelegerea, găsesc și baza materială de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea și pentru a pune în aplicare tot ceea ce au învățat în acești aveți dreptate, aveți dreptate. Nu toată lumea are posibilitatea să studieze imediat după terminarea liceului în străinătate. Poate nici în țară unii dintre ei. Poate nici în țară unii dintre ei, dar aș vrea să mai spun încă o dată că și în România există universități și specializări foarte bune. Avem cercetătorii și oameni care au învățat aici și au susținut doctoratul și care participă în colective de cercetare internațională, care participă la stadii de cercetare în străinătate. Deci nu trebuie privită privit acest comportament ca un abandon al țării și elevii, absolvenții noștri și absolvenții de învățământ superior pleacă din țară că aici nu ar avea condiții. Să știți că s-au schimbat foarte mult condițiile și condițiile de studiu în universități. Există aparatură modernă, există colective de cercetare, există centre de cercetare în cadrul universităților, deci se poate studia foarte bine și poți să faci performanță foarte bine și aici în România. Fapt dovedit de altfel de foarte mulți dintre studenți care absolvenți nu numai a școlii noastre, ci absolvenți de învățământ preuniversitar. Dar există și absolvenți de cebaliști de excepție care sunt admiși cu bursă la universități de prestigiu din Europa sau din lume, care performează acolo și să știți că ei fac cinste școlii noastre, fac cinste României și lucrul acesta trebuie apreciat pentru că baza și formarea lor inițială a început aici în țară, în școala generală, în liceu și lucrul acesta este esențial pentru cariera lor. Generațiile se schimbă, este firesc să se întâmple acest lucru, suntem într-o continuă mișcare, dezvoltare și mă gândesc la dumneavoastră, la profesorii care ați îndrumat atâtea și atâtea generații. Cum reușiți să țineți pasul? Pentru că nu este poate la fel o generație din urmă cu 30 de ani, nu la fel vă comportați cu actuala generație. Deci trebuie să fiți în permanență în prima linie acolo. Sigur că da. Generațiile nu mai seamănă. Nici societatea nu mai seamănă și să avem performanță și să avem absolvenți de succes și noi trebuie să ne adaptăm. Profesorii și noi în general, cei de la catedră, trebuie să avem un comportament și un dialog cu actualele generații, încât să îi aducem înspre școală, încât să... Faceți cursuri speciale pentru acest lucru? Nu facem cursuri speciale, dar experiența didactică pe care o avem ne conferă această posibilitate. Nu putem fi departe de elevi, trebuie să fim alături de ei, trebuie să îi înțelegem, trebuie să ne adaptăm cerințelor societății de astăzi,
trebuie să urmărim, să vedem pentru ce meserii viitoare îi pregătim pe actualii elevi, ce competențe trebuie să le conferim în timpul liceului. Nu este simplu, pentru că tinerii de astăzi au foarte multe așteptări și noi trebuie să răspundem tuturor provocărilor. V-am întrebat acest lucru pentru că de cele mai multe ori atunci când un elev are anumite eșecuri, poate și în ceea ce privește școala și nu numai, cumva primul către care arătăm cu degetul este profesorul, este dirigintele, nu se ocupă școala, nu se ocupă așa cum trebuie de copii, și atunci tocmai de aceea v-am și întrebat cum reușiți să țineți pasul cu toate aceste schimbări care până la urmă sunt firești și asta s-a întâmplat dintotdeauna. Fiecare generație să aibă particularitățile sale. Doar că sigur, sunt de fapt mai mulți succesul factori. Și, sigur că da, succesul sau eșecul tinerilor de astăzi nu se datorează numai școlii. Suntem mai mulți care contribuim. În primul rând, familia, care este cea mai apropiată de tinerii din ziua de astăzi, cu sau cel puțin așa ar trebui să așa fie. Așa ar trebui să fie într-un între scenariu elevii pozitiv. Noștri și familie trebuie să existe o foarte bună comunicare, o colaborare foarte bună. Părinții trebuie să își dedice timp pentru a putea comunica bine cu copiilor. Sigur, părinții, școala, noi avem o mare responsabilitate pentru că mult timp tinerii petrec în școală și noi pe lângă, să spunem așa, instrucție, mă refer aici transmiterea de cunoștințe și pregătirea pentru examene și pentru excelență, noi trebuie să facem și educație. Și lucrul acesta nu este chiar ușor, sarcinile noastre sunt multiple în școală. Sigur, și societatea are o responsabilitate foarte mare pentru că ea oferă tinerilor modele. Și trebuie să modele și tentații în același timp, modele destul de mari. Modele și tentații, sigur că da. Și de aceea autoritățile locale, județene, naționale trebuie să fie foarte precaute atunci când este vorba de tineri, când prezentăm în fața tinerilor modele de viață, trebuie să fim foarte atenți pentru că tinerii noștri nu întotdeauna sesizează partea bună a lucrurilor și atunci s-ar putea să obținem efectul invers celui pe care îl dorim. Iar din păcate în ultimii ani avem de-a face cu foarte mult bullying, avem de-a face cu tineri care consumă diferite substanțe și am văzut și la nivelul ministerelor, pentru că nu vorbim aici doar de Ministerul Educației, ci și despre cel al familiei și mai multe ministere și organizații care se implică în diminuarea acestui fenomen, pentru că pentru a stopa un astfel de fenomen mai avem foarte mult, probabil că niciodată nu se va întâmpla acest lucru. Lucru, privind și în urmă, în trecut la acest aspect, dar în teorie cel puțin și în practică se fac pași pentru a mai determina cumva tinerii să nu cedeze atât de ușor în fața acestor ce tentații. Ce presiuni, sigur că da. Să aibă un comportament sănătos. Pe noi ne preocupă acest lucru și cred că ar trebui să îi preocupe în egală măsură și pe părinți, dar și autoritățile, așa cum vă spuneam mai înainte, trebuie să își asume
responsabilități privind educația tinerei generații. Să fie o asumare din reală, păcate, nu o asumare doar la stadiu declarativ și atât. Din păcate, când se vorbește despre educație, atunci se face referire numai la școală. Familia și societatea, comunitatea este uitat, sunt uitate și toată responsabilitatea revine școlii, un lucru care nu este normal. Ne-am trimis copiii la școală, se închid porțile sigur că școlii da, s-au rezolvat și gata, s-au toate rezolvat. Problemele privind educația sau dacă aducem copilul de la școală, îi găsim diverse activități încât el să plece de acasă, îl trimitem la meditații, îl trimitem la tot felul de cursuri încât el nu se mai întâlnește cu familia decât poate câteva ore, câteva minute înainte de culcare și a doua zi o ia de la început și toată lumea este fericită că părinții oferă condiții foarte bune copilului, lucru care nu e chiar în regulă pentru că familia trebuie să fie împreună, să comunice, să discute, părinții trebuie să fie preocupați de educația copiilor, să îi sprijine. Iar prioritățile sigur ni le stabilim da. Noi, fiecare dintre noi ne stabilim care ne sunt prioritățile sigur și ce contează da. Cu adevărat, de fapt. Sigur că da și părinții trebuie să aibă încredere în școală, pentru că în școală tinerii, copiii sunt în siguranță. Dar vedeți în că mai sunt școală, și exemplele acestea negative care ne sunt prezentate uneori. E adevărat. Încrederea, mass media pe bună prezintă, dreptate, spicuiește acolo unde apare câte un caz izolat, îl generalizează, discuțiile durează câteva... Trebuie prezentate și aceste aspecte negative, sigur, care ele există, nu sunt aspecte inventate. Da. Dar trebuie să fim foarte atenți cum le prezentăm. Dacă le vom prezenta că în școli elevii se bat, au un limbaj vulgar, e de bandadă, profesorii de acord, nu trebuie generalizate preocupați, aceste sigur aspecte. Că da. Acestea dar nu trebuie sunt prezentate. Lucruri, acestea nu sunt lucruri care se întâmplă în mod frecvent într-o școală. Sigur că da, există derapaje ale unor cadre didactice sau a unor elevi sau incidente în școli. Vă dați seama, acolo unde există 1200 de elevi, ei nu pot să stea ca niște cărți pe rafturi și să răspundă la niște comenzi. Ei sunt tineri, de vârste diferite, cu preocupări diferite, mai pot să mai apară incidente. Sigur, noi ne dorim să fie cât mai puține asemenea incidente, elevii să aibă un limbaj adecvat. În școală noi le oferim modele, profesorii sunt modele pentru elevii și de fiecare dată suntem foarte atenți cum vorbim cu elevii, ce sfaturi le dăm, cum îi îndrumăm, cum îi putem sprijini. Și îmi spuneați dumneavoastră la un moment dat, tot într-o emisiune, că da. Profesorul reprezintă un model și ar trebui să fie un model. Sigur. Și în timpul liber, nu doar atât. Sigur timp că da, noi la suntem școală. Modele, mi-a plăcut numai... foarte mult sigur acest că da, lucru pe care l-am spus de fiecare dată atunci. Când am ocazia spun acest lucru. Profesorii trebuie să fie modele, nu numai atunci când sunt în fața clasei, ei trebuie să fie modele și pe stradă, și într-un local, și la cinematograf, și la teatru. În felul acesta transmitem încredere părinților și demonstrați că nu este doar o teorie, acesta, ci și aplicația da, ceea ce nu le copii. Putem vorbi despre un comportament civilizat, o conduită civilizată pe stradă, când noi ne plimbăm pe stradă după masa și fumăm pe stradă, mâncăm semințe,
scapă o hârtie din mână și nu ne aplecăm să o ridicăm. Lucrurile acestea, să știți că sunt sesizate, avem numai doar impresia că cei din jur nu sesizează. Da, pe noi ne cunosc foarte multă lume, vă dați seama, după 10, 15, 20, 30 de ani de carieră didactică, mâinile noastre au trecut mii de copii, părinții ne cunosc, la rândul lor generațiile care au absolvit au și ei copii, și dacă nu ne salutăm pe stradă atunci când ieșim în oraș și sau într-un parc sau la cinematograf, lumea ne urmărește comportamentul. Deci noi putem să, ar trebui să oferim, și sunt convins că lucrul acesta se întâmplă, modele nu numai pentru elevi, ci și pentru întreaga comunitate. Timpul trece foarte repede, aș mai discuta cu dumneavoastră despre aceste aspecte care uneori poate nu sunt atât de dezbătute, dar trebuie să ne întoarcem puțin și la ce se întâmplă în această perioadă, pentru că elevii, dar și dascălii, bineînțeles, se pregătesc acum pentru aceste simulări care le cam dau bătăi de cap unora dintre copii, dar simulările acestea sunt acum unul dintre principalele subiecte, să spunem, de discuție între copii. Se pregătesc pentru adevăratele examene care vor avea loc așa peste câteva luni, nu mai este foarte mult timp, dar aceste simulări ajută cumva să înțeleagă mai bine cum se desfășoară un examen, în special pe cei de clasa 8-a care vor susține evaluarea națională, cei care vor susține examenul de bacalaureat, acolo deja au trecut printr-un examen, știu cât de cât cum se desfășoară lucrurile. O simulare privită cu scepticism de către unii, cu bucurie de către alții. Da. Ne-am obișnuit cu aceste simulări și văd că acum în fiecare lună facem câte o simulare. Poate că e rău sau poate că e bine. Să vedem partea bună a lucrurilor. Aceste simulări ar trebui să ne ofere un feedback și nouă profesorilor și părinților, dar în primul rând elevilor. Practic este primul an școlar în care se desfășoară simulările atât de des, cum spuneați, în fiecare lună? S-au mai desfășurat simulări și în anii ceilalți, dar parcă acum am început așa în forță cu aceste simulări. Știam că se vor organiza și există o preocupare și la nivel local și la nivel central pentru organizarea și pregătirea examenelor naționale cu ajutorul acestor simulări. Urmează, pregătim în acest moment simularea examenului de evaluare națională, o simulare organizată de către Inspectoratul Școlar Județean și scuzați-mă, săptămâna viitoare, vă spuneam că sunt foarte multe, săptămâna viitoare simularea examenului de bacalaureat, o simulare organizată de către Inspectoratul Școlar Județean. Se organizează la nivel județean cu subiecte elaborate pe plan local. Luni va fi proba la limba și literatura română, marți va fi proba obligatorie a profilului, miercuri va fi proba la alegere și joi va fi proba la limba maternă. Apoi ne pregătim de simularea națională. Urmează cele două simulări naționale pe care le organizează Ministerul Educației cu subiecte unice la nivel național. Noutatea probabil pentru desfășurarea acestor simulări este faptul că va fi o
corectare computerizată a lucrărilor. Doar pentru aceste simulări, nu și pentru examenele. Și la examene, deci este o, știu, o verificare, o simulare de fapt și a evaluării lucrărilor elevilor, o evaluare computerizată. Deci în luna martie și în luna februarie și în luna martie vor fi cele două evaluări organizate, cele două simulări ale evaluării naționale și a bacalaureatului organizate de Ministerul Educației și vom mai avea o simulare organizată de Inspectoratul Școlar Județean pentru elevii claselor a 8-a, o simulare a evaluării naționale în perioada 8-9-10 aprilie. Deci până în luna aprilie avem o activitate foarte intensă în școală, pe lângă celelalte atribuții nenumărate pe care profesorii le au și le primesc, văd că tot mereu primesc alte și alte atribuții administrative. Desfășurăm aceste simulări și corectăm lucrări, afișăm rezultate. După fiecare simulare organizăm întâlniri cu părinții, explicăm elevilor care sunt problemele. Aceste simulări se au loc în fiecare clasă, nu? Deci nu, sau se adună toți elevii așa cum se face în centrele de examen? Se organizează, aceste simulări se organizează cel puțin simularea examenului de bacalaureat care începe săptămâna viitoare, se organizează în fiecare unitate de învățământ care are absolvenți ai clasei a 12-a în acest an. S-a schimbat ceva în ceea ce privește prezența elevilor la aceste simulări? Pentru că, din câte mi-am amintesc, nu era obligatorie neapărat, dar sigur este că da. Din nou așa o recomandare. Da. Niciodată n-am pus problema că elevii nu ar participa la aceste simulări. Întotdeauna i-am încurajat să participe, cu atât mai mult că notele obținute nu se trec în catalog, numai dacă elevul dorește și dar reprezintă și depune, un reper totuși. Știți și de unde depune o cerere în acest sens? Pleacă și acel elev în sigur această că da. Călătorie asta, spre examenul care va urma. Sigur că da. Asta le explicăm și noi și întotdeauna am avut o prezență aproape de 100% dacă au existat unul sau doi elevi care nu s-au putut prezenta din cauza unor probleme de sănătate, dar motivat. În rest elevii participă. Noi ne-am asigurat că părinții știu de aceste simulări, știu graficul simulărilor, le-am explicat care este scopul acestor simulări și de aceea nu avem nicio problemă și nicio grijă că elevii nu vor participa. Grija noastră este ca elevii să fie supravegheați, să nu aibă tentații de a copia, încât să avem un feedback real a pregătirii lor, să știm imediat ce măsuri trebuie să luăm, cum trebuie să ne organizăm activitatea, încât elevii să obțină rezultate bune și foarte bune la examenul real care va avea loc în luna iunie sau în luna iulie. După ce află rezultatele acestor simulări, spuneați că vă întâlniți și cu părinții și cu elevii și încep da. Pregătirile mai intens, poate, față de cum erau inițial. Sigur că da. Acum, inițial. Trebuie să fim foarte realiști. E în greu clasa într-o lună 8-a și a 12-a, deja materia pentru aceste examene cam este parcursă. Profesorii trebuie să știe unde trebuie să reia, de unde până unde, ce tipuri de exerciții, ce item, ce
capitole ar trebui reluate, încât să ne asigurăm că materia este parcursă integral, că elevii și-au însușit cunoștințele de bază și, sigur, să îi supraveghem în continuare, încât la cea de-a doua simulare rezultatele să fie într-un trend crescător. Să se observe un progres pentru fiecare elev. Poate la noi e o excepție, că cei mai mulți elevi doresc note cât mai mari, doresc note maxime și acest lucru nu este rău. Sigur că da, se simte această concurență între elevi, dar avem și noi elevi care sunt la limită, care trebuie să își reorganizeze programul, trebuie să aibă un plan de lucru, un plan pe care îl construiesc împreună cu profesorii, și acest plan noi de fiecare dată îl aducem la cunoștința părinților atunci când ne întâlnim și le prezentăm rezultatele. Să știți că noi le arătăm lucrările părinților. Și la cerere solicită și părinții acest lucru? Să știți că au solicitat și nu cred că am greșit. La aceste simulări de fiecare dată profesorii care au corectat, și acum sigur că nu o să se mai poată întâmpla dacă avem o evaluare computerizată, dar noi le arătam greșelile, da? Explicam și părinților, să știți că părinții noștri sunt foarte atenți, curioși, și le explicam, profesorii care corectau lucrarea, subliniau, da, scriau acolo, puneau, deci aveau niște observații foarte clare. Sigur, acum evaluarea computerizată nu se mai poate face acest lucru, dar noi vom avea lucrările. Și dacă vom avea lucrările, vom avea notele, sigur că da, poate vom avea acces, încă, nu știu să vă spun, la borderou, puțin probabil, dar vom putea citi lucrările elevilor și vom putea relua subiectele împreună cu ei și, sigur, vom avea concluzii și recomandări pe care le vom transmite și părinților. Ultimul minut din această emisiune. V-ați acomodat în noul spațiu, în noua clădire pe care o aveți? Da, ne-am acomodat recent foarte, reabilitată. Sigur că, da, recent reabilitate și clădirile de pe strada Oitu, și vreau să vă spun că aceste simulări ale examenelor le vom susține în clădirea nouă de pe strada Oituz, în clădirea Horea, așa este cum o premieră, îi spunem nu, noi. Iată. E premieră, probabil și examenul real se va ține tot acolo. A fost din nou o plăcere să vă avem alături, să ne mai împărtășiți așa puțin și din experiența de dascăl, dar și din poate micile provocări pe care le întâmpinați zi de zi, și spuneați și puțin mai devreme că pe umării dascălilor apar destul de foarte multe sarcini, multe sarcini, atribuții, și probabil da, există și o explicație de ce uneori dascălii nu își mai pot desfășura activitatea de bază așa cum trebuie. Iată că am primit și un răspuns în acest sens. Poate se vor mai îndrepta lucrurile și vom înțelege cu toții care ne este rolul fiecăruia într-o anumită funcție. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Le dorim succes elevilor în tot ceea ce înseamnă aceste lucrări, aceste examene care vor urma. Cu siguranță vor trece cu bine de ele, dacă vor învăța, bineînțeles, pentru că degeaba deschidem cartea și o punem sub pernă, nu se va întâmpla nimic, da, dacă nu o și deschidem.
deschidem. Vă mulțumesc tare mult, domnule director, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Să nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, acolo suntem și ne găsiți în fiecare zi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!